Avem doar câteva ore pe insulă și deja, clar, ne-am îndrăgostit de insulă. Bine ați venit cu toții aici cu noi în Madeira. Vor fi zile cu siguranță interesante de plimbare pe această insulă. Cum a început să miroase aici? Aoleu! Încă câteva secunde și al meu îl iau, îl mai las doar al Ramonei. Salutare și bună dimineața de aici din Madeira. Noi ne-am trezit cam cu toții cu noaptea în cap. Da, sunt 2 ore diferență de fus orar, n-am mai putut să dormim. Am ieșit afară la cafeluță încă de înainte de răsăritul soarelui. Astăzi urmează să avem o primă zi de explorat insula. O să luăm mașinuța și facem plimbări pe insulă. Da, aici într-adevăr am văzut încă de ieri, dacă n-ai mașină nu prea ai ce să faci, dar așa vom lua mașinuța și vom explora o parte a insulei astăzi. Astăzi vreau să mergem înspre Puerto Moniz sau ceva de genul. Am primit și eu o ceașcă de cafea corectă. Am cam 2 kg de cafea aici. Bună cafeaua. Bună cafeaua aici în sunet de păsărele. Pe o insulă pierdută în Atlantic. Pe o insulă pustie. Nu-i chiar pustie. E pustie, da. O primi și gelul. O cănuță de cafea. Să duceți cuța corectă. Da, foarte bună cafeaua făcută de Ramona. Ramona au făcut-o. Foarte bun. Bongia. Bongia. M-am apucat să fac o omletă, dar am pățit un mic accident și anume ăsta. Și acum aștept să vină porcul să mă ajute. Porco! În ce ai pățit? Cine? Eu nu fac așa ceva, să vină porcul. Ramona! Cam așa mi-a ieșit omleta, o omletă foarte simplă, ouă și ceva condimente. Numai bine vom mânca, între timp văd că vrea să iasă și soarele. Mâncăm și plecăm la explorat insula. Tot la micul dejun ne-am servit și cu fructe, proaspăt culese de aici din grădină. Da, am vorbit cu proprietarul și avem voie să mâncăm fructe de aici. Am cules banane, am cules portocale, toate proaspete. Ne pregătim de plecare. Vreau să vă arăt și vouă florile astea foarte interesante, care au în aceeași floare 2 tipuri de flori. Foarte, foarte ciudat, unele albastre la mijloc și pe exterior sunt florile astea albe. Cred că o să găsim multe flori interesante aici, o să le studiem pe toate, că nouă la toți ne place să studiem florile. O să ne urcăm în mașinuță. Mașinuța, vreau să vă spun și vouă, dacă ajungeți în Madeira, am închiriat-o de la firma Rent-A-Drive, Rent-A-Drive se cheamă. Mi-a plăcut foarte mult cum a fost toată procedura de închiriere, plus că cel mai important pentru noi, n-am plătit garanție. O să vă las link în descriere, dacă ajungeți pe aici, vă recomand băieții ăștia, chiar dacă n-am nicio înțelegere cu ei. Doamne. Gata, am plecat în explorarea insulei. Astăzi am hotărât să mergem înspre extremitatea vestică a insulei, înspre Puerto Moniz. O să mergem pe interiorul insulei și ne vom întoarce pe șoseaua de coastă.
Bineînțeles că ne vom opri din loc în loc să facem câte o plimbare pe jos, să vedem floră, faună, peisaje, tot ce e de văzut aici. Prima oprire, să vedem oceanul. Oceanul care e spectaculos. După 10 minute de mers, am ajuns aici. Aici ne-a dus GPS-ul mașinii, care se pare că nu e actualizat. Da, o să punem GPS-ul nostru de pe telefon. Cam așa arată relieful insulei Madeira. V-am mai zis, insulă vulcanică, foarte spectaculoase stânci peste tot pe unde ne-am plimbat și ieri. Să vedem și astăzi cum e. Foarte multe flori, peste tot e plin de flori. Trebuie să ne întoarcem să găsim alt drum, că ăsta nu-i bun. Sisteme de drumuri și tunele extraordinare aici pe insulă. De fapt, altfel nici n-aveai cum să traversezi munții ăștia decât prin tunele. Sunt niște munți foarte spectaculoși. Noi suntem niște hârcioci. Hârcioci, da. Scârtițe. Da. Spectaculos peste tot. Am intrat înspre interiorul insulei acum. Mergem exact până în mijlocul insulei, după aia vom face dreapta și vom continua tot prin interiorul insulei. Cred că vlogul ăsta va fi foarte mult filmat și din mașină, dar nu pot să nu vă arăt și vouă ce peisaje extraordinare sunt pe aici. Fascinant, absolut fascinant. Aici ce e? Vie. Da, n-ai cum să nu te oprești din 10-10 metri, pentru că ai peisaje de astea. E incredibil, absolut incredibil. E science fiction. Da, exact. Altă planetă. Extraordinar. Da, vom face multe, multe opriri astăzi. Și se pare că avem noroc și de vreme în partea asta a zilei. Ieri după masă a plouat mult, dar acum de dimineață văd că e ok. Avem doar câteva ore pe insulă și deja clar ne-am îndrăgostit de insulă. Bine ați venit cu toții aici cu noi în Madeira. Vor fi zile cu siguranță interesante de plimbare pe această insulă. Ce aer curat, ce culori, ce mirosuri pe aici prin aer de la flori, cred. Fascinant, absolut fascinant. Viță de vie. Știți cât am mers? 10 metri. Din nou ne-am oprit pentru că din nou am văzut imagini spectaculoase acolo cu oceanul, aici cu munții, acoperiți de cețuri și cu un pom foarte interesant. Da, e cu șucuri. Pe care nu l-am mai văzut. Are șucuri, motofini. Da. E cu ciucuri. Trebuie să-l aplec un pic, să vedem floarea mai de aproape. Nu se rupe. N-am mai văzut așa ceva. Nici eu n-am mai văzut. Am mai văzut flori culoarea asta prin Africa, dar așa ciucuri n-am mai văzut. Urcăm tot în munte. Deja am dat de păduri de eucalipt. Sunt curios la ce altitudini o să ajungem astăzi. Drumuri foarte spectaculoase. Aici suntem la 660 de metri. 660 de metri acum. Da. Sunt curios la ce altitudine ajungem astăzi. Urcăm din ce în ce mai sus, deja se face frig. S-au schimbat florile. Sunt niște flori galbene aici. Iar aici
vedere asupra unei alte părți a insulei. Spectaculos, absolut spectaculos la orice pas. 1020 de metri. Atâta avem aici? Da. Spectacol la orice pas. Da, ce aer. Aer foarte rece și curat. Vă dați seama că suntem în mijlocul oceanului, n-are cum să fie aerul altfel decât curat. Din nou tunele. De data asta unul săpat în stâncă. Vulcan. Rocă vulcanică. Ce frumos e înflorit totul. Categoric, drumul ăsta e un drum de top pentru a conduce o mașină. Deci n-ai cum să nu te oprești din 10 în 10 metri. Când ai asemenea peisaje în jurul tău. E incredibil, absolut incredibil. Așa ceva. Deci niciodată pozele pe care le vezi pe internet nu corespund cu realitatea de la fața locului. Nu, no, niciodată. 1300 de metri. 1300 e aici? Da. Uite eoliană, vezi? Da, există. Cât de frumos colorat sunt acești munți. De aici vom intra în ceață, cam așa e toată insula. Într-o parte e ceață, într-o parte e senin. Nici nu știu ce flori sunt astea galbene, dar sunt foarte fotogenice. Curaleul. Încă urcăm, încă urcăm. Aici e complet senin, incredibil. Ce frumos. Spectacol, absolut spectacol insula până acum. Din 10 în 10 metri oprire din nou. Iar flori. Aici se schimbă un pic peisajul. De aici arată altfel. E un fel de gol alpin de aici. Într-adevăr, suntem și la o altitudine mai mare. Din nou flori interesante, flori pe care nu le-am mai văzut. Au, m-am înțepat. Astea au țepi. Facem câțiva pași. Da, a început să se umple de turiști. Da, asta e de făcut aici, să iei mașina și să te plimbi pe insulă. Printre flori de toate culorile. Fascinant, absolut fascinant. Cam așa e toată insula în perioada asta, se pare. Când soare, când ceață, când plin de flori, când nu vezi nimic din cauza ceții. Când noapte. Când noapte. Când galben, când albastru de la flori. Merge. Foarte interesantă insula. Mergem pe un platou înalt. La 1600 de metri. La 8 grade Celsius. Da, 8 grade, incredibil. Foarte frig. Fără izmene, n-ai ce tu. Cât de frumos e drumul ăsta în față. Uitați-vă și voi. De vis.
Începem să coborâm înspre Porto Moniz. Porto Moniz este extremitatea vestică a insulei. Ce e un vițeluș? Da, am mai văzut vaci pe aici, pe platou ăsta înalt. Aici văd foarte multe mașini, cred că e ceva viewpoint. Clar. O, dragul de tine. Hai că găsim și noi o parcare pe aici, sper. Mergi mai încolo. Da, aici, în parcările astea, unde sunt foarte multe mașini, de aici se pornește pe diferite trasee. De asta sunt parcate mașini multe aici. Chiar n-am găsit niciun loc liber de parcare, totul e full. Noi vom coborâ înspre Porto Moniz. O grămadă de trasee de trekking în toate direcțiile. Foarte interesantă insula. Hai să vedem cum se vede și în partea asta alaltă. La fel de spectaculos și aici. Ramona, o speriat un vițeluș. Plin de vaci aici. Uite, mai un vițeluș aici. Eu nu ți recomand să te apropii. Ramona încă se joacă cu vițelușii. Dacă vine paca. Ăla e chiar cel mai mic. Ăla e de câteva zile. O să te împungă vaca. O să te împungă vaca. Încă un mirador. Hai să vedem și de aici cum se vede. Cum se vede, gelule? Se vede de miri. Știi că mirador înseamnă că te miri, te miri. Numai numai. Sau țerador, un miraj. Fii atent. Foarte fain. De ce miroase? Un aer extraordinar de proaspăt, parfumat, miroase a flori, miroase a proaspăt. Nepoluat. Da, pe aici poluare de unde? Și acolo e oceanul, uite. Unde, Nelly? Că zicea că vrea să vadă oceanul. Uite la acolo. Nu-i chiar în ceață. Spectaculoasă insula. Cum începem să coborâm, cum crește temperatura. Diferență enormă de vegetație. Jos e un tip de vegetație, sus alt tip de vegetație. Avem noroc de vreme foarte bună, ceea ce dimineață nici prin cap nu ne trecea la cum arăta vremea. Porto Moniz. Încă puțin până jos. Din nou prin pădure de eucalipt. Am oprit mai devreme și am luat frunze. Cum v-a plăcut mirosul de eucalipt? Extraordinar! Ei au mirosit pentru prima dată. Am găsit o terasă în sfârșit, ne-am oprit să bem o cafeluță. Am luat 4 cafele, 2 sucuri, în total a fost 9 euro. Mai exact 1,50 euro o cafea. Mă așteptam la prețuri mult mai mari aici pe insulă, sincer,
mai ales după experiența de aseară cu supermarketul. Da, e ok, nu e cum așteptam eu, exagerat de scump, cum citeam în review-uri. Ca să vedeți ce se întâmplă pe aici și cum hrănește Ramona orice animal din lumea asta. Incredibil, i-o dat de mâncare la o șopârlă și șopârla chiar o mâncat. Așa. Incredibil. Dar era ieșită șopârla, știi? Toată. Uh-huh. Cum a stă în scorbură de piatră. Nu știu, are pe aici galerii. Pe la iese afară, imediat. Constructorii ăștia. Șopi. Am plecat mai departe prin păduri de eucalipt. Mergem înspre Porto Moniz. Am găsit pe hartă un obiectiv interesant și anume niște piscine naturale cu apă termală. Vrem să mergem până acolo, să vedem, poate tragem o baie. S-a înseninat foarte tare, nu mai e urmă de nor. Să vedem cât ține, că aici vremea e foarte schimbătoare din ce am văzut noi. Intrăm în Porto Moniz. Imagini foarte faine cu oceanul. Dacă găsim un loc de oprire, da, cred că am găsit. Clar, aici ne oprim. Azi a fost o zi în care ne-am oprit din 10 în 10 metri. Pentru că din 10 în 10 metri ai câte ceva de văzut. Fascinantă insula, absolut fascinantă. Și e de-abia prima zi. Wow! Ce culoare ce poate să aibă oceanul? De vis! A, știi ce e acolo jos? Uite, chiar acolo sunt piscinele alea naturale. A. Și culmea că se face baie. Wow, ce fain arată! Da, foarte interesant. Îs curios cât de caldă e apa. Aceste flori sunt prezente peste tot pe insulă, încă nu știu cum se cheamă. Vom afla mai multe despre ele zilele astea, oricum sunt foarte faine. O culoare atât de albastră. E plin de ele peste tot. Coborând noi înspre piscinele naturale, am văzut aici o mașină din care se vinde pește, așa că și noi vrem. Pește mare. Bom dia. Clar, vrem și noi o halcă să aruncăm diseară pe grătar. Asta e pâine. Asta e porcul gimare. Asta e porcul gimare. Porcul gimare. Nu, de ocean. Da. Te zicem cât costă, că dacă e 100 de euro. Ne-am dezumflat repede, că nu ne vinde. Tot ce avea acolo e deja vândut la restaurante. Asta e. Poate avem ocazia să găsim alt pescar. Ăștia plâng acum toți aici. De când le laud eu tonul roșu de Atlantic? G3 anos. Poate avem ocazia zilele astea să găsim totuși un pescar să de vândă. Am parcat mașina, mergem până la
piscinele naturale, să vedem cum arată, să vedem cât costă intrarea, să vedem cât de caldă e apa și dacă putem trage sau nu o baie. O să căutăm aici în orășelul ăsta, Porto Moniz, căutăm și pește. Poate găsim un pescar sau o pescărie să frigem diseară ceva. Urmează să stăm un pic pe aici, ne plimbăm prin zonă. O să ne plimbăm pe faleza asta până găsim exact unde sunt piscinele, că noi le-am văzut de sus, dar odată ajuns jos, nu mai ai vederea de ansamblu. Oricum, undeva în stânga parcă erau. Super, fain. Unde sunt? A, acolo sunt. Îs peste tot, îs și în dreapta și în stânga, dar acolo văd că noi alea le-am văzut de sus. Da. Da, se pare că se face baie. Înseamnă că totuși e caldă apa. Hai să vedem cât costă intrarea. Cât de interesant arată locul ăsta cu piscinele alea exact pe malul oceanului. Dacă ar fi și apa fierbinte în ele, chiar că e ceva extraordinar. Mergem să vedem cât costă intrarea la piscine. Mai aruncăm o privire de aici mai de aproape. Să vedem cum arată, să nu deranjăm prea mult lumea care face poze. Da, e fabulos locul, n-am ce să zic. Da, nu prea văd să iasă aburi din apă, nu știu cât e de caldă apa. Dar poate găsim informații, sau poate chiar intrăm, să vedem. 3 euro costă intrarea aici la piscine, dar am aflat și cât de caldă e apa și anume e doar 20 de grade, așa că o să zicem pas, clar. Brrr, nu, la 20 de grade e imposibil de făcut baie, cel puțin pentru noi, care unii dintre noi au și ceva probleme cu spatele. Unii care sunt încroșnați ca iarna. Da. Cine nu are probleme cu spatele? Lina, nu, că n-am probleme cu spatele, nu pot să fac 20 de grade. Eu nici nu mă gândesc. Da, mergem mai departe. Am plecat înspre casă, din nou prin tunele, din nou șosea de coastă. Ne vom tot uita pe drum, poate găsim totuși un magazin, ceva, o pescărie sau un pescar care să ne vândă și nouă niște pește. Că diseară tare am vrea un grătar cu pește. Da, să vedem cum ne-o fi norocul. O nouă oprire, un nou loc de belvedere. În drumul nostru spre casă. Am vorbit între timp și cu proprietara unde stăm noi și ne-a zis de unde putem cumpăra pește proaspăt. Am mai găsit pe hartă încă un loc cu piscine naturale, unde se pare că intrarea e gratis. O să coborâm pe jos până acolo, pentru că suntem foarte curioși să vedem cât de caldă e apa, dacă chiar are doar 20 de grade sau are mai mult. Cel puțin aici nu dăm niciun leu ca să ne convingem. Văd că vine lume de jos, în costum de baie, deci clar, jos sunt piscinele. Foarte impresionant oceanul și aici. Wow! A, uite piscinele, porcul. Super tare, super tare. A, și aici. Mă, dacă ar fi apa caldă. Păi clar merge, să vedem acum.
Foarte interesant, foarte interesant. Da, e o arcadă, un portal aici. Wow. Absolut superb. Eu cobor. Totuși unii fac baie, unii sunt mai rezistenți la frig, probabil. Fii atent că sunt niște pești aici în apă. Faci baie cu peștii? Da. Da, n-am ce să zic. Locul e foarte interesant, apa e cristal. Deci, efectiv, apa e cristal, cristal. Piscină naturală, apă termală, păcat că are doar 20 de grade. Dar hai să băgăm mâna în ea, să vedem. Na, hai să vedem cât de caldă e apa aici. Locația e senzație. Oh. Oh. Da, e rece. Apa e rece. Da, ar merita o baie aici. Dacă ai fi sănătos. Hai să vedem care e răspunsul final al lui Gelu și a Ramonei. E clar. Niciodată. Răspuns final? Niciodată. Niciodată. Porcu? Da. Răspuns final? Da. 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 Ah, pești și uri. Da, e plin de pești. Nu prea te-aș vedea notând aici, dar incredibil, au venit la tine la picioare. Răspunsul tău final? Aflamil Comeran. Da, e prea, nu e rece. Nu se poate. Încă un set de piscine naturale și în partea asta. Hai să le vedem și pe astea. Spectaculoase și astea. Păcat că e apa rece. Am plecat mai departe înspre casă. Din nou drumuri spectaculoase de-a lungul insulei. Wow, uite o cascadă acolo în față. Sunt curios dacă trecem pe lângă ea. Sau intrăm în tunel. S-ar putea să curgă pe noi, pe mașină. Sau s-ar putea să intrăm în tunel, da. Același drum foarte spectaculos, tuneluri. Ieși din tunel, ajungi în locuri extraordinare. O grămadă de cascade am văzut prăvălindu-se din dreapta. Ne oprim un pic aici în parcare. Aici am văzut valuri interesante. Uite ce ascuțit e muntele ăla din față. Asta e printre cele mai faine opriri. O să vedeți voi. O grămadă de cascade am văzut prăvălindu-se din coasta muntelui, dar n-am putut opri acolo, că nu era loc. Uitați-vă cascada! Totuși vedem și o cascadă aici. Și un loc cu valuri. Fii atent, ouă vulcanice. Ouă vulcanice. Pietrele alea rotunde. Am zis că nu mai ne oprim până acasă, dar n-ai cum, trebuie să te tot oprești din 10 în 10 metri. Spectaculoasă insula Madeira, mult peste așteptări. Din 10 în 10 metri, fără nicio exagerare, e ceva de văzut. Dacă te uiți pe hartă,
N-ai cum să oprești din toate punctele în care e ceva interesant de văzut, pentru că sunt efectiv unul după altul. E plină harta de locuri de belvedere, e plină harta de locuri interesante, de natură senzațională, bai o cascadă, bai un loc fain cu valuri, bai un munte, bai un peisaj, bai un viewpoint. Extraordinar, extraordinar de faină insula și e de-abia prima zi în care o explorăm. Ne apropiem de casă, dar înainte de a merge acasă, mergem să căutăm niște pește, pentru că diseară vrem să prăjim ceva la grătar. Sper să și găsim. Ne-a zis proprietara un loc unde putem găsi pește, mergem până acolo. Tocmai am făcut cumpărăturile. Pe un coș de cumpărături am plătit 55 de euro. Avem foarte multe produse aici, inclusiv un kil jumate de ton, ton roșu de Atlantic, cărbuni, vinuleți, bineînțeles, salate, sucuri. Da, piața aici, mâncarea nu e exagerat de scumpă cum credeam noi. Am luat foarte multe produse. Ceva prăjituri, da, prăjituri portugheze. Multe produse. Și da, e rezonabil. Cred că e cam ca la noi, din ce îmi dau eu seama. Cam așa sunt prețurile. Bineînțeles. Unii dintre noi beau Coca-Cola, dar numai unii dintre noi. Nu-i nimica. Până am făcut noi cumpărăturile, ghiciți ce? A venit ploaia. Asta e. Mergem acasă, facem focul la grătar și ne încălzim. Am ajuns din nou acasă. O să ne apucăm de făcut focul la grătar, dar până atunci o să mai încercăm un vin și de data asta o să încercăm un vin de Madeira. Un vin dulce de Madeira. Hai să vedem cum e ăsta. După culoare... După culoare noi sau la de seară? Nu, ăsta e vin alb, teoretic, numai e vin licoros, de fapt. Vin dulce. Cam așa arată. De fapt nu e vin alb. Nici nu știu ce vin e ăsta. Vin maro. Nici nu mai așteptăm să vină nimeni. Să nu mai vină. Sănătate bună. Sănătate bună. Nu mai așteptăm pe nimeni. E care pe unde? Noi ne-am apucat de băut. Excelent. Dacă e dulce, mie îmi place. Da, mie îmi plac vinurile dulci. Cred că și ție. Foarte mult. Cam așa arată tonul pe care l-am cumpărat astăzi, ton roșu de Atlantic. O să-l facem în două feluri. Eu am pus aici cu un pic de sare, un pic de piper și lămâie. Ăsta merge la grătar. Iar aici, tot la fel cu lămâie, un pic de sare merge direct la ulei. Prăjit pe ulei. Facem în două feluri pentru că ei n-au mai mâncat la grătar și nu știu dacă e bun sau nu. Nu ne place la grătar peștele. Bine, ăsta o să vezi că n-are nimic de-a face cu peștele, dar... Vom vedea. Discutăm după ce e gata. Lăsăm să stea vreo jumătate de oră, mai bem un vinuleț, după aia ne apucăm de făcut focul la grătar. Mai gustând din vin, mă voi apuca să fac focul la grătar. Fac focul la grătar, trebuie să facem niște jar, am luat și niște cărbune, avem lemne aici peste tot, din care putem folosi. Să facem tonul, o parte o să-l facem aici pe grătar. Am făcut focul, e bine construit grătarul pentru că trage fumul, nu vine încoacea. Am pus niște cărbune jos, am pus niște lemne sus, niște frunze de bananier. S-a aprins foarte repede. De bananier. La cât de bine e la foc... Ne-am mutat cu toată tabăra exact aici, lângă grătar. Da, e frig, asta e. E frig și e umezeală. Acum sunt vreo 18 grade. Nu e meu, e vin, dar nu e meu. Ceea ce nu-i prea confortabil. Dar aici la foc e atât de bine. Ah, ce fain.
pus grătarul pe jar, deja s-a încins. Aici am peștele. Îl punem pe grătarul încins. Și lăsăm foarte puțin pentru că mie îmi place așa medium rare. Mie lași, a meu lași mai mult. A toți lași mai mult, da. Cum a început să miroase aici? Aoleu! Încă câteva secunde și al meu îl iau, îl mai las doar al Ramonei. E cam gata masa. Ăsta e tonul meu la grătar cu cartofi natur făcuți de soră mea. Ceva lămâie cam puțină, dar mai tăiem câteva felii. E numai de decor. Bine, e numai de decor. Salata, am făcut salată verde. Eu pun mentă. Geluș pune mentă. Și eu. Ăsta e peștele lor la tigaie. Da, arată bine și a lor. Normal. Ăsta e Ramone, cel mai frumos decorat. Nu știu de unde au scos florile alea. Asta, da, are și mentă, incredibil. Sper să nu fie otrăvitoare. Nu le mâncă. Fructe avem de prin pomi de aici, aici din curte. Ramona, gelul, da? Și ai și murdărit acolo. Nu că asta e... Eu zic să avem poftă. Asta. Poftă bună. Ne întoarcem. Bagajele sunt minime. Am comandat un Bolt, mergem în aeroport. De ce vă râdeți? De ce vă râdeți? Că bagajele sunt minime? Nu. Dar de ce? Am făcut check-out la... La ce? La tot ce? Lumea se uită la vlog, chiar dacă lumea e în vlog. Așa ceva. E comedie, auzi. Acest vlog o să-l închei aici. E comedie. Ei se distrează maxim uitându-se la vlog, în care ei sunt, de fapt. Încheiem aici acest vlog. Vă mulțumesc mult pentru că mă urmăriți. Vă mulțumesc pentru că v-ați abonat la acest canal. Mulțumesc tuturor membrilor și tuturor celor care ați donat pentru susținerea acestui canal. Cam așa a decurs o zi plină de explorat aici în Madeira. Mâine o să plecăm în direcția cealaltă. Astăzi am mers spre vest, mâine mergem spre est. Vedem și mâine ce mai descoperim aici pe insulă. Dar până atunci, de aici, din Madeira, eu vă spun la revedere!